când își intră cu adevărat în mână. Elisei înscrie pe contraatac, din păcate se accidentează. Sperăm că nu este nimic. Genunchiu stâng, grimasă de durere. Valentina Ardean, Elisei căzut rău. Îmi cer scuze, fac o corectură. Minutul 48 era Ghior Itzaco, 21-19, minut aproximativ înainte de final. Egalitate între cele două formații, așadar meci încins și în Ungaria. Pentru nimeni nu e un adversar ușor, Itzaco Estela. De ce ar fi fost pentru Olchim săptămâna trecută? Acest lucru l-a spus și antrenorul Radu Voina, convins că Itzaco e lista Champions League. Care nu arată atât de convingător ca anul trecut, fără Românca Brădeanu și fără vedeta Ungariei Gheorghiț. Era așteptat Nica Brădeanu în această seară să revină în formația Ghiorului. Din fericire se resimte, destul de serios Valentina Ardean. Este aproximativ 2 minute de că nu va fi o accidentare foarte gravă, deși așa pare. Nașa ei se uită îngrijorată din propria poartă, Paula Ungureanu. Și nu numai.